Prima ediție a drumului Chișinăului pentru cicliștii de anduranță s-a terminat cu bine. Primul care a încheiat la categoria ultra-anduranță, cei 750 de kilometri dintre Buzău-Chișinău și retur, a fost binecunoscutul Cristi Mănăilă, care a revenit la Buzău în 47 de ore și 10 minute. Ceilalți 6 cicliști care au optat pentru categoria cicloturism s-au întors la Muzeul Județean în 3 zile și 11 ore, dar au avut și timpul necesar pentru a se opri în mai multe puncte turistice de pe traseu. De asemenea, ei au putut înnopta în locațiile alese de ei, în timp ce Cristi, după cum mărturisește, în cele 47 de ore a dormit doar 3. Pentru că s-a angajat într-o întrecere cu el însuși, Cristi Mănăilă a pedalat continuu și a avut norocul de a nu întâmpina vreo problemă tehnică, spre deosebire de colegii săi care au avut parte de 5 pene. Pe traseu s-a întâlnit și cu o ploaie mocănească de toamnă, care l-a însoțit 70 de kilometri și a făcut traseul un pic mai greu. Toți participanții au avut de înfruntat temperaturile de dimineață, care erau aproape de îngheț. Traseul ales pentru această primă ediție a drumului Chișinăului a fost unul tehnic, cu o elevație de 85% între Cahul din Moldova și Crasna din România, respectiv pe o distanță de 400 de kilometri, unde sunt aproximativ 4300 de metri elevație. Trecând peste micile inconveniente inerente unor curse cu bicicletele pe o astfel de distanță de peste 750 de kilometri, toți participanții s-au bucurat de priveliște și de o experiență interesantă. Organizatorul proiectului, Cristi Mănăilă, promite că va repeta acest traseu ori de câte ori va avea ocazia.